Bună seara și bun găsit la știri, doamnelor și domnilor. Acuzații de mușamalizare la nivel înalt. Consulul onorific al Madagascarului la București a dezvăluit că Ministerul Afacerilor Externe din România știa că țara sa este gata să-l extradeze pe Radu Mazăre, dar cu toate acestea nu a făcut nimic în acest sens. După tărăgânări și jocuri de culise, ministrul interimar al justiției, Ana Bircea, a anunțat că a demarat procedura de extradare a lui Radu Mazăre. După aproape 30 de ore de la reținerea lui, Curtea de Apel București a decis că sunt întrunite toate condițiile pentru ca fostul edil să fie adus acasă. Serge Rameau, consulul onorific al Madagascarului la București, spune că mai știa de mult că Madagascarul e gata să-l extradeze pe Mazăre. Totuși, ministerul condus de Teodor Meleșcanu nu a răspuns solicitării oficiale privind eliberarea unei copii după mandatul internațional de arestare, de care autoritățile Madagascarului aveau nevoie potrivit legii pentru a-l extrada pe fostul primar al Constanței. À la suite de la condamnation de monsieur Mazăre, j'ai été convoqué par le ministre des Affaires étrangères de Madagascar à Madagascar. Donc j'ai pris l'avion, j'étais à Madagascar, j'ai vu, il m'a demandé des explications parce que à Madagascar, personne ne comprenait qu'est-ce que c'est que ce monsieur Mazuré qui serait venu dans notre pays, qui s'est sauvé de quelque part, etc. Je lui ai expliqué toute la situation et il m'a dit, bah, écoutez, nous n'avons pas d'accord d'extradition avec la Roumanie, mais la Roumanie fait pas de l'Union européenne. Et je dis non seulement que la Roumanie fait partie de l'Union européenne, mais la Roumanie sera bientôt présidente de l'Union européenne. Donc pour garder les bonnes relations avec l'Union européenne et les relations traditionnellement excellentes entre Madagascar et la Roumanie, il fallait effectivement faire les choses convenablement et avec le respect des lois. Deși punerea în aplicare a procedurii de extrădare ar fi fost floare la ureche, Ministerul Afacerilor Externe din România s-a făcut că plouă. De retour en Roumanie, je fais une note verbale au ministère des Affaires étrangères en demandant la copie de la note verbale. Donc pourquoi je dis ça? Parce que je ne veux pas qu'on me reproche quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on dise que nous, Madagascar, nous avons fait de l'obstruction à la démarche. Bon. Donc, la Roumanie, le gouvernement de la Roumanie savait que Madagascar était prêt à coopérer, mais qu'il avait besoin d'éléments de dossier. Et quelle a été la réponse des autorités roumaines? Ben, j'ai pas eu de réponse. După acest scandal, ministrul interimar al justiției, Ana Bircel, a anunțat că a primit de la instanțele din România deciziile de condamnare ale fostului primar al orașului Constanța, Radu Mazăre, și că a decis demararea în regim de urgență a procedurilor pentru formularea cererii de extrădare. Confirm că astăzi, 10 mai, la ora 13:15, Ministerul Justiției a primit de la instanțele competente, respectiv de la Curtea de Apel București și de la Înalta Curte de Casație și Justiție, documentele prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru a se solicita extrădarea domnului Radu Ștefan Mazăre. Am dispus ca în baza documentelor primite să înceapă la Ministerul Justiției, în regim de urgență, imediat, procedurile și demersurile legale pentru formularea și trimiterea cererii de extrădare. Radu Mazăre se află de peste un an în Madagascar și avea pe numele său un mandat de arestare internațional. Iată-ne a doua zi în Madagascar. Mandacul meu de dimineață bate vântul de rupe în două, între 25-30 de noduri. Fostul edil al Constanței a fost condamnat la 9 ani de închisoare la începutul acestui an pentru abuz în serviciu. Mai are o condamnare de 9 ani și 10 luni de detenție pentru mită, care însă nu este definitivă. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității vine cu precizări după ce a cerut judecarea unui fost colaborator al securității, iar mass media a anunțat că acesta ar fi chiar fostul șef de stat Traian Băsescu. CNSA spune că îi poate verifica din oficiu pe candidații la alegerile pentru Parlamentul European, dar nu specifică dacă persoana vizată este sau nu fostul președinte al țării. Traian Băsescu a intrat în vizorul Consiliului pentru că deschide lista Partidului Mișcarea Populară pentru europarlamentarele din 26 mai. Pentru persoanele care candidează la alegerile pentru Parlamentul European, instituția noastră efectuează verificări din oficiu. Astfel sunt demarate atât verificări în bazele de date proprii, cât și la foștii deținători de arhive, urmând a fi emise note de constatare, anunța Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Precizările au venit la o zi după ce tot CNSAS a anunțat că a trimis note de constatare instanței de contencios pentru stabilirea
calității de colaborator al securității a unui parlamentar. Cu alte cuvinte, CNSA se a cerut trimiterea în judecată a unui demnitar pentru că acesta ar fi colaborat cu securitatea. Ulterior, Europa Liberă a anunțat că ar fi vorba tocmai despre fostul președinte Traian Băsescu. Dosarul de la securitate pe care apare numele lui Traian Băsescu este gol, dar există două note informative care au fost folosite în alte dosare. De asemenea, pe coperta apare numărul dosarului, numele lui Traian Băsescu și numele conspirativ Petrov, potrivit unor surse citate de mass media. Perioada la care se referă investigația ar fi cea în care fostul președinte era student la Institutul de Marină din Constanța. Traian Băsescu ar fi primit verdictul că ar fi fost colaborator al securității după ce specialiștii CNSAS l-au verificat din oficiu, deoarece este candidat la europarlamentare din partea PMP. Fostul șef de stat este de acord cu decizia CNSAS de a-i analiza din nou dosarul, dar nu și cu posibilul verdict. Decizia CNSAS-ului de a reverifica relația dumneavoastră cu securitatea. Foarte bine, e corectă. Ați folosit numele de cod Petrov? Nu. Fostul președinte al României a mai fost verificat de Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității. Prima dată în anul 2002, apoi peste alți doi ani. Au urmat verificări și în 2006, 2009 și 2014. De fiecare dată, verdictul dat de CNSAS a fost că Băsescu nu a colaborat cu securitatea. După Moldova, Partidul Social Democrat continuă seria mitingurilor electorale pentru alegerile din 26 mai în Ardeal. După vizita de ieri în Cluj-Napoca, Viorica Dăncilă a mers astăzi într-o comună din Timiș, unde a fost întâmpinată de autoritățile locale și județene, dar și de liderii socialdemocrați de acolo. Premierul s-a dus și la prefectura Arad, unde a fost însă nevoită să intre pe ușa din spate din cauza protestatarilor care au întâmpinat-o cu huiduieli. Câteva zeci de oameni s-au adunat la orele prânzului în fața prefecturii Arad, unde premierul Viorica Dăncilă a mers în vizită în timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Premierul s-a declarat siderat de strigătele din stradă. Viorica Dăncilă a afirmat că protestatarii sunt oameni fără proiecte în timp ce ea acționează românește. De la Arad, premierul a plecat spre județul Timiș. La primăria din Giarmata, Viorica Dăncilă a fost întâmpinată cu muzică de câțiva tineri îmbrăcați în straie populare. Doamna vrea să mă îmbrățișe. După ce a făcut o baie de mulțime, prim-ministrul a fost primit de autoritățile locale și județene și de conducerea PSD Timiș, cu care a avut o scurtă întrevedere. Și în Giarmata au fost câțiva protestatari păziți de jandarmi. Premierul a putut vizita însă școala de acolo, unde se construiește un nou corp de clădire. Avem nevoie de forță de muncă calificată și dacă creați această oportunitate pentru investitorii din zonă, sunt convinsă că veți atrage și alte investiții. Noi avem în vedere și școlile profesionale. Dacă avem forță de muncă, dacă nu o calificăm, atunci investitorii nu vor fi atât de convinși ca să investească în zonele de aici. Premierul a plecat apoi spre Timișoara. La revedere! La revedere! Peste 50 de muncitori ai fabricii de vagoane Astra Rail din Caracal au intrat în grevă. Muncitorii au ieșit să protesteze în fața clădirii și refuză să mai lucreze. Oamenii sunt nemulțumiți de salarii și cer mărirea acestora.
Peste 50 de muncitori din cei 400 câți numără fabrica, care au ieșit din tură dimineață, au rămas să protesteze în fața instituției. Angajații sunt nemulțumiți de salariile mici pe care le primesc de la patronat, dar și de reprezentarea sindicală. Am schimbat și liderul, l-am dat jos pe cel în funcție, că nu ne mai reprezintă și am pus un inginer de la sudură. Avem salarii mici, foarte mici, 2090 de încadrare, plecăm cu aproape 13 milioane acasă, a explicat unul dintre salariații nemulțumiți. Aici stăm până la trei. Greva angajaților din Caracal vine după ce la Arad au avut loc proteste masive într-o altă fabrică parte a grupului Astra Rail Industries. Acolo salariații protestează de 3 zile nemulțumiți atât de remunerații, cât și de faptul că la fabrica din Arad au fost aduși muncitori din India. Legea recursului compensatoriu, care le permite deținuților să obțină zile libere din cauza condițiilor dificile de detenție, creează o situație controversată în județul Hunedoara. Penitenciarul Bârcea Mare din Deva ar putea rămâne gol pentru că toți cei 400 de deținuți de acolo vor beneficia de prevederile acestui act normativ. La nivel național, peste 16.000 de deținuți au fost puși în libertate de când a intrat în vigoare recursul compensatoriu. Cei 416 deținuți ai penitenciarului Bârcea Mare vor ajunge în libertate datorită legii recursului compensatoriu, indiferent de tipul infracțiunii și de pedeapsa primită. Legea prevede ca un deținut să primească o reducere de 6 zile la fiecare 30 de zile de pușcărie, făcute în condiții neconforme într-un penitenciar. Din păcate, nu am reușit încă să reabilităm toate secțiile. Avem deținuți care au infracțiuni de toate tipurile, de la omor, viol, tâlhării, consumatori de droguri, traficanți de droguri, traficanți de persoane, condamnați pentru infracțiuni economice, condamnări la legea circulației, a declarat directorul penitenciarului pentru Mesagerul Hunedorean.ro, Florin Berar. Potrivit legii recursului compensatoriu, doar zilele în care deținuții sunt la infirmerie rămân în calculul pedepsei ispășite. Acesta a fost unul dintre cei închiși în penitenciarul Bârcea Mare, care ar putea ieși mai devreme de acolo, este și fostul primar al municipiului Deva, Mircică Muntean, potrivit presei locale. Acesta a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Mircică Muntean ar urma să se prezinte în fața Comisiei de Liberare primăvara viitoare. Fostul edil șef al Devei are însă șanse mari să iasă din pușcărie la sfârșitul acestui an. Pe lângă reducerea de pedeapsă prin legea recursului compensatoriu, Mircică Muntean beneficiază și de alte prevederi, precum sunt zilele lucrate în cadrul închisorii. Peste 16.200 de deținuți au beneficiat de legea recursului compensatoriu de la intrarea în vigoare a actului normativ în toamna anului 2017. Aproape 3.000 dintre ei au fost eliberați definitiv pentru că pedeapsa le-a expirat tot ca urmare a recursului compensatoriu, potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Justiției. În aproape 2 ani, peste 960 de deținuți s-au întors în închisoare pentru că au comis noi infracțiuni sau din cauza altor cauze penale aflate pe rolul instanțelor de judecată. Printre deținuții eliberați în baza recursului compensatoriu se află și persoane condamnate pentru omor, loviri, tâlhărie, viol sau trafic de minori. Al cincilea dintre cei 7 tineri condamnați în urmă cu 4 ani pentru sechestrarea și violarea în 2014 a unei tinere de 18 ani a fost eliberat din penitenciar în baza recursului compensatoriu. Procurorii nu au contestat decizia judecătoriei Vaslui. Ce s-a întâmplat? Povestiți-ne. A vrut să vină de bună voie cu dumneavoastră? Da, da. Știați că este minoră? Încă unul dintre cei 7 tineri din Vaslui condamnați în urmă cu 4 ani pentru viol a fost eliberat din penitenciar în baza recursului compensatoriu. Procurorii nu au contestat decizia judecătoriei Vaslui. Astfel, instanța a admis pe 16 aprilie propunerea comisiei din cadrul penitenciarului Vaslui privind eliberarea condiționată a lui Paul Andrei Burlacu înaintea executării integrale a pedepsei de 8 ani și 8 luni de închisoare din sentința din 2015. Acesta este al cincilea dintre cei 7 violatori din Vaslui care este eliberat în baza recursului compensatoriu. Reprezentanții parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui au explicat de ce nu au contestat această hotărâre. Nu a fost contestată. Sunt îndeplinite condițiile. Au fost verificate condițiile vis-a-vis de fracția legală, fracție legală care într-adevăr a fost diminuată datorită recursului compensatoriu, dar nu a fost factor determinant. S-au verificat și celelalte condiții. Buna conduită, achitarea prejudiciului către partea vătămată, comportamentul, participările la activitățile din penitenciar s-au verificat toate. În baza recursului a câștigat câteva zile. A fost și acesta un factor. Se arată în motivarea deciziei.
În noiembrie 2014, 7 tineri din localitatea Vasluiană Vălene au fost arestați după ce au fost acuzați că au atacat și violat o fată de 18 ani. Ei au oprit-o când se întorcea de la școală, au luat-o cu mașina și au violat-o timp de mai multe ore. Apoi cei 7 au fost cercetați sub control judiciar, după care au fost arestați în urma reacțiilor puternice din partea societății civile. Un an mai târziu, pedepsele celor 7 tineri din Vălene au fost majorate, fiind cuprinse între 6 și 10 ani de închisoare, potrivit unei decizii definitive a Curții de Apel Iași. 4 dintre ei au fost eliberați condiționat din închisoare începând cu vara anului trecut. Fostul deputat Cristian Băureanu a făcut primele declarații după ce a fost condamnat la un an și 9 luni de închisoare cu suspendare și la muncă în folosul comunității pentru ultraj. La câteva ore după ce și-a aflat sentința, fostul politician a afirmat că polițistul lovit de el și-ar fi rupt singure poleții, ca să arate cât de grave au fost faptele. Un polițist care își rupe poleții și spune că i le-a rupt un cetățean este o pată, un scuipat pe obrazul instituțiilor statului român și în special al poliției române. Se vede din toate filmele și au reținut ambele instanțe că se pare că polițistul Andrei Ovidiu s-a dus și a rupt singur poleții pe care i-a dat poliția română și uniformă. Pentru că era mâncătușă și uniforma era perfectă și așa s-au desfășurat toate evenimentele. Avocatul lui Cristian Băureanu a pledat pentru achitarea clientului său, dar magistrații au fost de altă părere. Ce știu eu, justiția nu e despre drept. Așa am învățat la drept. Eu mulțumesc Dumnezeu că sunt acasă alături de familia mea. Cine a vrut să vadă probele, a avut ocazia să vină în sala de judecată, dar n-au prezentat interes. După nenumărate termene, magistrații au venit cu decizia în dosarul în care Băureanu a fost acuzat de ultraj. Fostul deputat Cristian Băureanu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la un an și 9 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Asta după ce în urmă cu 2 ani mașina în care se afla Cristian Băureanu, alături de prietena sa, a fost oprită în trafic de un echipaj de poliție rutieră pe Bulevardul Aviatorilor din capitală. Deși era doar pasager, Băureanu a intrat în conflict cu polițiștii. Politicianul l-a lovit pe unul dintre agenți. La rândul său, polițistul Ovidiu Andrei a reacționat și l-a făcut knockout pe Băureanu cu o lovitură de pumn. Fostul deputat a fost încătușat și dus la sediul brigăzii rutiere, acolo unde de asemenea a făcut spectacol. Curtea de apel a mai hotărât ca Băureanu să stea 2 ani sub supravegherea Serviciului de Probațiune București, perioadă în care trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 90 de zile, cu excepția cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În același dosar, prietena lui Băureanu, Laura Dincă, a fost condamnată la plata unei amenzi penale de 2000 de lei pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă. Fostul tenismen Dinu Pescariu și omul de afaceri Claudiu Florica ar putea scăpa definitiv de acuzația de spălare de bani din dosarul Microsoft după o gafă de proporție a procurorului de caz. Omul legii ar fi făcut cercetări pe teritoriile altor state, dar fără să aibă acordul procurorului general, așa cum prevede codul de procedură penală. Decizia instanței poate fi însă atacată cu recurs. Magistrații Tribunalului București au dispus anularea ordonanței prin care Dinu Pescariu și Claudiu Florica erau numiți inculpați în dosarul Microsoft. Cei doi fuseseră trimiși în judecată în urmă cu mai bine de un an și jumătate pentru spălare de bani. Instanța a constatat acum că lipsesc două documente importante din dosar, documente pe care anchetatorii ar fi trebuit să le emită. Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Pescariu Dinu Mihail pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor pentru lipsa autorizării prealabile de către procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Florica Claudiu Ionuț. Și în cazul acestuia din urmă, magistrații au stabilit același lucru. Din dosarul Microsoft lipsește tot autorizarea prealabilă a procurorului general. Și asta din cauza unei gafe a celui care s-a ocupat de caz. Procurorul George Matei ar fi făcut cercetări inclusiv în Austria și Elveția, dar fără să aibă acordul procurorului general, așa cum prevede codul de procedură penală. Dinu Pescariu și Claudiu Florica au fost trimiși în judecată la finalul anului 2017. Avocații lor au invocat lipsa unei proceduri corecte, iar acum cei doi sunt la un pas să scape și de ultimele acuzații aduse de procurorii anticorupție.
dosarul Microsoft. Cei doi au fost considerați drept artizanii afacerii Microsoft și ultimele nume cu greutate din mega dosarul de corupție, în care 7 foști miniștri au fost absolviți de învinuiri. Decizia dată acum de Tribunalul București, prin care Pescariu și Florică sunt absolviți de acuzația de spălare de bani, nu este însă una definitivă. Procurorii au 10 zile la dispoziție pentru a ataca decizia. Magistrații Curții de Apel București vor fi, astfel, cei care vor da verdictul final. Oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică au fost trimiși în judecată de către Procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru spălare de bani pe 1 februarie 2018. Tot atunci, DNA a anunțat și finalizarea dosarului Microsoft și a clasat cauza în cazul a 7 foști miniștri. Era vorba despre Ecaterina Andronescu, Alexandru Atanasiu și Daniel Funeriu, foști miniștri ai educației, despre Mihai Tănăsescu, fost ministru al finanțelor, dar și despre Șerban Mihăirescu, ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, sau despre foștii miniștri ai comunicațiilor, Dan Nica și Adriana Țicău. Potrivit procurorilor, în perioada 2003-2004, mai mulți reprezentanți de seamă ai Palatului Victoria au susținut proiectele a 3 hotărâri de guvern prin care statul a putut încheia un contract de licență pentru produsele Microsoft cu firma Fujitsu Siemens Computers. Mai exact, oficialii au aprobat extinderea contractului comercial de închiriere de licențe și pentru produsele educaționale Microsoft. Scopul final ar fi fost acela de a favoriza Fujitsu Siemens Computers prin evitarea organizării unei licitații publice. Dinu Pescariu și Claudiu Florică au scăpat de acuzațiile aduse de procurorii DNA după ce, inițial, au fost denunțători în dosarul Microsoft. Apar noi detalii în cazul tragediei aviatice de la Săpânța, unde un cioban a găsit un elicopter prăbușit, iar în epava acestuia era pilotul. Bărbatul a fost dat dispărut de autoritățile din țara sa la începutul lunii martie, după ce plecase spre Ucraina. O echipă de specialiști din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a fost trimisă în Maramureș să verifice epava elicopterului prăbușit. Urmează să vedem dacă acest zbor a fost autorizat sau nu, dacă acest elicopter a fost sau nu matriculat. Surse apropiate anchetei spun că echipa de investigație ia în calcul ipoteza că pilotul transporta țigări de contrabandă și astfel ar fi zburat clandestin în România. Modelul de elicopter este unul sovietic de tip Kamov K-26. Aparatul a violat spațiul aerian chiar în apropierea frontierei de stat româno-ucrainiene. Epava a fost găsită de un cioban într-o pădure de lângă Săpânța, într-o zonă greu accesibilă. Bărbatul a alertat autoritățile. Printre rămășițele elicopterului se afla și trupul neînsuflețit al pilotului. Cadavrul acestuia era în descompunere, semn că elicopterul se prăbușise de mai multă vreme. De altfel, pilotul era dat dispărut din luna martie. Elicopterul sovietic de tip Kamov K-26 este folosit în misiuni aviochimice, în agricultură, pentru stropire cu soluții, fertilizare sau combaterea dăunătorilor. Elicopterul ar fi putut fi folosit, deci, și pentru traficul cu țigări, mai ales dacă nu era înmatriculat. Sunt convins că acest pilot a fost tentat de acești traficanți de țigări, care după ce s-au prăbușit, fi sigură că o comisia o să găsească acolo urmele de țigări transportate, l-au abandonat ca pe nimic, că așa este în lumea mafiei, și și-au luat marfa și au plecat. Pilotul care s-a prăbușit cu elicopterul sovietic pe teritoriul țării noastre era comandantul adjunct al echipei de elicoptere din capitala Republicii Belarus, Minsk, potrivit unor surse apropiate anchetei. Numele său este Dmitri Evgenievich Kostikov. Pilotul era cetățean al Republicii Belarus, avea 48 de ani și era originar din orașul Vitebsk. Ca să afle identitatea acestuia, anchetatorii au folosit o aplicație realizată de specialiștii în domeniul IT din Belarus. În aplicația respectivă există și mai multe fotografii cu comandantul mort. Bărbatul apare la manșa unor aparate de zbor, dar și la manșa unui elicopter de tip Kamov K-26, același tip de aparat cu cel prăbușit la noi în țară. Compania americană Coca-Cola a plătit aproximativ 8 milioane de euro unor medici și oameni de știință din Franța pentru a nu dezvălui cât de nocive sunt sucurile carbogazoase. Potrivit unei anchete făcute de Le Monde, Coca-Cola a încercat să distragă atenția publică de la efectele nocive pe care sucurile și alte băuturi îndulcite le au asupra sănătății. Producătorii celui mai consumat suc carbogazos din toată lumea încearcă să ascundă prin orice mijloace cât de nocivă este această băutură pe care o distribuie. Atât Coca-Cola cât și celelalte băuturi răcoritoare fabricate de brandul mamă, Sprite, Fanta sau Minute Maid, distrug organismul. Conform unei investigații Le Monde, începând cu 2010, doar în Franța Coca-Cola a plătit șpăci de peste 8 milioane de euro unor experți și unor organizații medicale, dar și unor organizații sportive sau organizatoare de evenimente pentru a păstra tăcerea.
reducerea în ceea ce privește aspectele distructive ale acestei băuturi. Le Monde spune că în Franța, la fel ca și în alte state ale lumii, aceste finanțări țin de comunicare sau de sponsorizare și nu de desfășurarea unor studii științifice autentice. Investigația publicației franceze asupra Coca-Cola a început de la o anchetă publicată în 2015 de New York Times în privința lobby-ului făcut de compania multinațională. Aflată într-un scandal monstru, compania Coca-Cola a promis transparență și a publicat pe site-ul său numele experților și listele de activități pe care le-a finanțat în SUA. În Franța însă Coca-Cola a plătit bani grei pentru a influența cercetările științifice. B1 a contactat Coca-Cola România pentru a solicita o poziție oficială în privința acestui scandal, dar până la această oră reprezentanții companiei nu au răspuns solicitării. România este peste multe țări europene în privința statului de drept. Declarația aparține lui Gheorghe Piperea, care a reacționat după jignirile premierului Olandei, care a spus în ce condiții va fi pregătită țara noastră să fie admisă în spațiul Schengen. După ce premierul Olandei a declarat la Sibiu că țara noastră va fi pregătită pentru admiterea în spațiul Schengen doar în momentul în care se va conforma regulilor statului de drept și democrației, avocatul Gheorghe Piperea a reacționat. Acesta a prezentat un clasament în care țara noastră stă mult mai bine decât alte țări UE la capitolul stat de drept. În 2018 am participat la un proiect de cercetare de tip sociologic derulat de World Justice Project, destinat să măsoare pe baza percepției nemijlocite a experților în drept gradul de respectare a regulilor și principiilor statului de drept într-un număr de 126 de țări ale lumii. Am primit recent un Certificate of Contribution, precum și o broșură cu grafice, clasamente și cifre. Indicele maxim al statului de drept este 1, niciuna dintre cele 126 de țări vizate nefiind notată cu punctaj maxim. Prima clasată, Danemarca, are un indice de 0,9. Asta nu înseamnă în mod evident că e un motiv de critică, ci de laudă și admirație, arată Piperea într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Avocatul a explicat și pe ce poziție se află țara noastră în clasamentul corupției. Cu un indice de 0,64, România ocupă un decent loc 31 din 126. Suntem în urma Poloniei, locul 27, și a Italiei, locul 28, dar suntem înaintea Greciei, locul 36, și cu mult înaintea Bulgariei, 54, și a Ungariei, care se află pe locul 57. Deși nouă ni se refuză intrarea în spațiul Schengen pe motiv de corupție, totuși Ungaria este în Schengen, deși are un indice de absență a corupției cu mult mai mic decât cel al României. Două țări cu care marile și necoruptele țări europene fac afaceri de anvergură, Rusia și China, ocupă dezonorantele locuri 82 și respectiv 88, mai scrie Piperea. Avocatul a prezentat și o comparație a României din punct de vedere al nivelului corupției cu alte state din afara Uniunii Europene. România ocupă locul 44 la factorul absența corupției, spune Piperea, deși în ultimii ani s-a vorbit intens despre lupta anticorupție și s-au pompat sume astronomice în bugetele serviciilor secrete. Primarul unei comune din Moldova a fost demis după ce a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru furt din pădure. Edilul din Ruginoasa a dispus ca sute de salcâmi să fie puși ilegal la pământ, după care a permis ca lemnele să fie împărțite în toată comuna pe care o conducea. Primarul comunei Ruginoasa, Nicu Chirila, a fost eliberat din funcție printr-un ordin emis de prefectul județului Neamț, Daniela Soroceanu. Decizia a venit după ce magistrații Curții de Apel Bacău l-au condamnat pe edil la un an de închisoare cu suspendare pentru că a ordonat distrugerea unei păduri. Judecătorii au stabilit că Nicu Chirila a fost cel care a permis ca peste 1700 de salcâmi să fie tăiați fără aprobarea Consiliului Local. Ulterior, lemnele au ajuns la săteni, la primărie și la școlile din comuna Ruginoasa, pe care a condus-o Nicu Chirila. Pe lângă acuzația că a luat parte la tăiere de arbori fără drept, edilul a fost condamnat și că a asistat și la furtul de copaci. Nicu Chirila are 10 zile la dispoziție să conteste decizia prin care a pierdut conducerea primăriei Ruginoasa. Guvernul pregătește o nouă mega-amnistie fiscală. Câteva sute de mii de români sunt vizați. Mai exact, cei care au realizat venituri sub nivelul salariului minim pe economie. Aceștia vor fi scutiți de la plata contribuției de sănătate, potrivit notei de fundamentare. Câți români vor fi afectați și mai ales care va fi impactul bugetar, ne spune chiar acum Georgia Simionovici. Bun găsit!
vestit, noua amnistie vizează 600.000 de contribuabili care în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2017 au realizat venituri sub nivelul salariului minim pe economie. Aceștia vor fi scutiți de plata contribuției de sănătate. Valoarea sumei care face obiectul amnistiei se ridică la 1035 de miliarde de lei, potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de ordonanță. Valoarea totală a CASS, stabilită prin deciziile emise și comunicate sau aflate în curs de comunicare în anul 2019 și care ar urma să fie încasată în cursul acestui an, este de circa 1972 de miliarde de lei. Din acești bani, amnistia va lua aproximativ 1035 de miliarde de lei. De subliniat că în bugetul pentru anul 2019 nu a fost inclusă nici valoarea totală a CASS stabilită prin deciziile emise și comunicate sau care urmează a fi comunicate în anul 2019 și nici valoarea a CASS care urmează a forma obiectul amnistiei. Context în care această măsură nu generează un impact bugetar negativ. De aceleași prevederi vor beneficia și persoanele fizice care nu au realizat venituri în perioada fiscală iulie 2015-decembrie 2017. Pentru acestea, baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe țară. Persoanele fizice care au optat pentru plata CASS și pentru care fiscul a emis deciziile de impunere nu vor beneficia de anularea plăților. Acum rămân mai multe întrebări. Românii care au plătit corect taxele și impozitele sau cei care au plătit penalități și dobânzi pentru întârziere care au dus poate la dublarea sumelor, ce ar trebui să înțeleagă? Că legea se aplică doar unora și au fost prostiți de către statul român? Ion Țiriac și-a petrecut ziua de naștere cu mare fast la Madrid. Omul de afaceri s-a fotografiat alături de Nadia Comăneci, de Simona Halep sau de fosta gimnastă Irina Deleanu. Ion Țiriac s-a afișat într-o ținută inedită, cu jobeni și papion. În ziua în care a plinit 80 de ani, cel mai bogat român a primit sute de mesaje de felicitare pe contul său de socializare. Omul de afaceri Ion Țiriac a schimbat prefixul. A împlinit 80 de ani și a ținut să-și sărbătorească ziua de naștere la Madrid alături de invitați de soi. Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, fostul tenismen Ilie Năstase sau fostul judoka Marius Vizer și soția acestuia au fost doar câțiva dintre cei care l-au felicitat personal pe Țiriac și s-au fotografiat alături de el. În ziua în care Ion Țiriac a devenit octogenar, alte două nume mari ale sportului românesc i-au fost alături. Nadia Comăneci și Simona Halep. Cele două i-au trimis fostului tenismen și mesaje inedite în mediul online. La mulți ani, Ion Țiriac. 80 de ani și călătoria continuă, a scris Nadia Comăneci pe unul dintre conturile sale de socializare. La mulți ani, domnule T, i-a transmis și Simona Halep lui Ion Țiriac. Marea petrecere de la Madrid a avut loc la Muzeul de Artă Prado. Invitații au fost chemați acolo la un dineu fastuos, căci nu degeaba este Țiriac cel mai bogat român. Potrivit Top 300 Capital, fostul tenismen are o avere estimată la 1,8 miliarde de euro. Statele Unite au trimis în România sute de militari și avioane F-16 suplimentare pentru consolidarea apărării în zona estică a NATO și descurajarea unei posibile agresiuni ruse. Potrivit publicației Stars and Stripes, este vorba despre 250 de militari și 12 avioane multirol F-16C. Trupele americane și avioanele vor petrece 3 luni în România în cadrul operațiunii Atlantic Resolve. Misiunea americană are scopul de a oferi asigurări privind securitatea colectivă a aliaților din Europa, prin poziționarea de capabilități militare în zona estică a NATO. Întreaga desfășurare de forțe este o reacție la atitudinea incisivă a Rusiei, notează Stars and Stripes. Astfel, în țara noastră se dublează numărul avioanelor de luptă multirol. Jurnaliștii americani amintesc și de faptul că România are în plan achiziționarea mai multor aeronave F-16, în condițiile în care în luna martie Ministerul Apărării a demarat procedurile pentru a cumpăra încă 36 de avioane de acest tip. Avem vecinul prietenos de la Est, care uneori exercită presiuni mari nu doar asupra țării noastre, ci și asupra întregului flanc estic al NATO. Prezența forțelor aeriene americane în România garantează că orice posibilă agresiune va fi contracarată imediat, astfel că se vor gândi de două ori înainte de a veni aici. Sigur că avem și avioanele noastre, dar a avea 12 avioane de vânătoare în baza noastră ne ajută mult. Majorul Tănase a adăugat că prezența celor 12 avioane de luptă în țara noastră îi va ajuta pe militarii români să dobândească și mai multă experiență în operarea acestui tip de aparat multirol.
Cred că prezența noastră în regiune și determinarea noastră de a colabora cu aliați precum România va descuraja orice agresiune. Securitatea Europei are o importanță foarte mare pentru securitatea Statelor Unite, iar misiunile de acest fel contribuie la consolidarea poziției Europei și a alianței NATO. Stars and Stripes amintește și că forțele aeriene române mai operează încă aeronave de tip MiG-21 Lancer. Decizie istorică a Comisiei Europene, mezelurile, margarina, dulciurile și din patiserii și produsele de tip fast food care conțin grăsimi periculoase vor fi interzise până în 2021. Toate țările din Uniune trebuie să se supună regulilor, iar producătorii de la noi se gândesc deja să schimbe rețetele. Sunt produsele nelipsite de pe mesele românilor. Salamul, parizerul, prăjiturile și pateurile au însă efecte devastatoare. Peste 50.000 de oameni mor anual doar în Uniunea Europeană din cauza bolilor provocate de acizii grași trans nesaturați din alimente. Ca să limiteze efectele, toate țările europene, inclusiv România, au la dispoziție 3 ani să schimbe rețetele. Practic, producătorii trebuie să limiteze cantitatea de acizi trans la maximum 2 grame la 100 de grame de grăsime din conținutul produselor alimentare. Grăsimile trans duc la boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale, diabet zaharat, obezitate, cancer și Alzheimer. Pentru a se feri de pericole, clienții nu pot acum decât să citească atent etichetele și să se gândească de 2 ori înainte să cumpere un produs. Grav este că grăsimile trans sunt uneori ascunse în ingredientele anumitor produse. Produsele alimentare care nu sunt conforme nu vor mai putea fi introduse pe piață după data de 1 aprilie 2021. Hans Timmermans a devenit subiect de parodie în Olanda după ce Partidul Socialist a realizat un clip în care personajul principal scoate în evidență carențele majore ale elitelor birocratice de la Bruxelles. Vă arătăm mai multe imagini după o scurtă pauză de publicitate. 188 de jurnaliști se află astăzi în închisorile din Turcia. 91 au fost arestați, iar 97 au fost deja condamnați. Doi cunoscuți jurnaliști turci au vorbit la București despre situația actuală a presei turce, despre președintele Erdogan, pe care îl consideră o adevărată amenințare la adresa societății și despre faptul că Turcia conduce în topul țărilor cu jurnaliști încarcerați. După tentativa de lovitură de stat din vara lui 2016, 188 de jurnaliști au ajuns în închisori în Turcia. 91 sunt arestați, iar 97 au fost deja condamnați. Turciei îi urmează China cu 47 de jurnaliști în închisoare și Egiptul cu 25. Nu doar jurnaliști turci au fost însă țintele lui Erdogan. We have listed in our website 34 foreign journalists who were targeted by the Turkish government for writing critically, some of them jailed for a brief period of time. We are talking American, British, German, French, you know, journalists all over the world. Some of them denied entry to Turkey. Some of them deported or accreditation cancelled. Turcia se află pe locul 157 din 180 în World Press Freedom Index, unde România ocupă poziția a 47-a. Același jurnalist consideră că Erdogan încearcă să creeze o nouă Turcie, care nu mai seamănă cu cea veche care voia să adere la Uniunea Europeană. Acum Turcia e departe de strategiile actuale nord-atlantice și încearcă să submineze alianțele tradiționale. Se îndepărtează de valori și se îndreaptă spre dictatură, crede jurnalistul, care adaugă că actualul președinte turc încearcă să concentreze întreaga putere în mâinile sale și a devenit un pericol și pentru țările din regiune. Mie mi se pare că Turcia a luat-o pe o cale extrem de periculoasă și că Occidentul, Statele Unite, Uniunea Europeană ar trebui să facă mult mai mult, să pună mult mai multă presiune pe regimul Erdogan pentru a elibera pe jurnaliștii care sunt închiși, nu doar pe jurnaliști, fiindcă sunt zeci de mii de turci închiși, unii dintre ei sunt profesori, judecători, medici, oameni care n-au absolut nicio legătură cu tentativa de lovitură de stat în care au fost implicați niște oameni din armată. Levent Kenes, fost redactor șef al publicației Meidan, a fost reținut în urmă cu 3 ani pentru o zi după ce guvernul l-a acuzat că în paginile ziarului au apărut declarații ale unui fost lider kurd. Deutsche Welle interviewed him. Deutsche Welle, you know, German media outlet, interviewed Mr. Demirtaş. And what we did is just quoting a few sentences from the interview. Interview with Deutsche Welle, interview with Mr. Demirtaş. What we did is only quoting a few sentences from the interview. But the prosecutor opened investigation to me. Potrivit jurnaliștilor turci, 30% dintre avocații care au fost acuzați că sunt apropiați de mișcarea ghiulenistă împotriva lui Erdogan au fost arestați sau forțați să-și dea demisia. În sectorul militar, 150 de generali se află în aceeași situație. Mii de militari au fost acuzați pe aceeași bază. O soartă similară au avut și mii de profesori.
Frans Timmermans a devenit subiect de parodie în Olanda după ce Partidul Socialist a realizat un clip în care personajul principal scoate în evidență carențele majore ale elitelor birocratice de la Bruxelles. Hans Brusselmans, individul din filmul de 3 minute, seamănă izbitor cu prim vicepreședintele Comisiei Europene. Clipul, bineînțeles, a devenit viral pe internet. Autoritățile antitrust din Uniunea Europeană după ce au fost acuzate de manipularea pieței valutare. Mai mult se pare că în Statele Unite ale Americii acestea au fost deja chemate în judecată pentru că ar fi umflat dobânzile unui tip de obligațiuni. În următoarele câteva săptămâni, Barclays, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, UBS, dar și o bancă mai mică din Japonia, vor fi nevoite să plătească amenzi usturătoare Uniunii Europene. Conform Reuters, se pare că cele 7 bănci ar fi manipulat piața valutară din Europa, iar în Statele Unite ale Americii ar fi umflat dobânzile unui tip de obligațiuni. Cei de la Credit Suisse au anunțat anterior că nu s-a identificat nicio neregulă, iar acum contestă acuzația antitrust a UE. Până în acest moment, însă, situația nu este clară și nu se știe dacă Comisia Europeană va putea finaliza cazul la timp pentru a amenda și Banca Elvețiană. Autoritățile antitrust ale Uniunii Europene le oferă șansa de a beneficia de o reducere de 10% din totalul amenzii acelor bănci care își recunosc vina. Cazul de manipulare valutară a fost cercetat timp de 6 ani de către autoritățile antitrust europene, iar acum băncile ar putea primi amenzi echivalente procentului de 10% din cifra de afaceri obținută la nivel global pentru încălcarea reglementărilor europene. China va răspunde cu măsuri similare după decizia președintelui Donald Trump de a mări taxele pentru mărfurile chinezești. Începând de astăzi, administrația Trump va crește taxele pentru importurile chinezești de la 10% la 25%. O delegație a Chinei condusă de vicepremierul Liu He a ajuns la Washington joi pentru o nouă rundă de negocieri cu partea americană. Chinezii afirmau înainte de debutul discuțiilor că speră la rezultate pozitive. Lucrurile nu au stat însă deloc așa. Același oficial chinez spunea că Beijingul consideră că mărirea taxelor nu este o soluție, ci o decizie dăunătoare a Chinei, Statelor Unite și întregii lumi. În ciuda eforturilor diplomatice, noile tarife de 25% impuse de președintele Donald Trump asupra unor mărfuri chinezești în valoare de 200 de miliarde de dolari au intrat vineri în vigoare, iar Beijingul a avertizat că va riposta. Cel mai mare sector al importurilor afectat de creștere este cel al modemurilor pentru servicii de internet și al altor tipuri de dispozitive pentru transmiterea datelor. Ministerul Comerțului din China a declarat că regretă profund că americanii au luat această decizie, adăugând că vor fi necesare contramăsuri din partea statului chinez, fără să ofere detalii despre acestea. Experții americani avertizează la rândul lor în legătură cu efectele negative ale acestor noi taxe. Industria noastră poate susține peste 18 milioane de locuri de muncă, dar creșterea tarifelor va fi devastatoare. Tarifele care deja există ridică costuri de aproximativ $1 miliard pe lună pentru sectorul tehnologic american. Acest lucru poate reprezenta viața sau moartea pentru o afacere mică, iar start-up-urile nu pot absorbi costurile adiționale. Același expert consideră că tarifele vor fi suportate de către consumatori și de afacerile americane, nu de statul chinez, așa cum susține Trump. O sarcină de mai bine de 1 milion de lire sterline. Atât estimează jurnaliștii britanici că a fost costul ultimelor 9 luni pentru familia ducelui de Sussex. 2 fetițe și un băiețel. Cofondatorul Facebook a făcut un anunț surprinzător. Acesta consideră că guvernul american ar trebui să dezasambleze platforma de socializare. Vorbim despre cel care a creat Facebook în urmă cu 15 ani, în urmă cu Mark Zuckerberg, în perioada în care erau studenți la Harvard. Într-un articol publicat în New York Times, Chris Hughes susține că Zuckerberg deține o putere necontrolată, ceea ce reprezintă un fapt fără precedent și neamerican. Mark este o persoană bună, dar sunt furios că această concentrare a lui pe creștere l-a făcut să sacrifice securitatea pentru click-uri. Sunt îngrijorat că Mark s-a înconjurat de o echipă care îi consolidează părerile și nu îi le contestă. De asemenea, Hughes a făcut apel la Comisia Federală pentru Comerț și la Departamentul de Justiție să forțeze Facebook să facă din Instagram și WhatsApp companii separate. În plus, acesta a cerut ca Facebook să primească interdicția de a face achiziții timp de câțiva ani. Mark Zuckerberg nu poate repara Facebook, dar guvernul nostru poate. Aspectul cel mai problematic al puterii Facebook este controlul unilateral al lui Mark asupra discursului. Nu există precedent privind abilitatea lui de a monitoriza, organiza și chiar cenzura conversații a 2 miliarde de oameni. În același articol, Hughes a mai precizat că, pe lângă solicitarea către Facebook
de a renunța la Instagram și WhatsApp, Congresul ar trebui să creeze o nouă agenție federală care să reglementeze companiile de tehnologie. O astfel de agenție ar putea fi mandatată să protejeze datele personale și să creeze instrucțiuni pentru un discurs acceptabil în social media. Chris Hughes a afirmat că și-a vândut partea de Facebook în 2012 și că nu investește direct în nicio companie social media. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Sorina Matei urmează în câteva momente și emisiunea Actualitatea Românească. Eu vă aștept cu alte știri la ora 23. Pe curând!